de multă vreme faptul că oamenii ne percep tot mai depărtați de linia lui Traian Băsescu. La dată eu am avut cu ceva vreme în urmă o conferință la Institutul de Studii Populare. A spus că e nevoie în PDL de ceva mai mult băseșcianism. S-a luat numai cuvântul ăsta băseșcianism și am fost cu toții crucificați pe un cuvânt. De fapt, eu asta spuneam acolo. Asta era ideea. Traian Băsescu spune lucruri. Face de câte ori are ocazia ce spune. Noi nu mai spunem lucrurile pe care le spune Traian Băsescu pentru că vedem bine ca cu voturi. Dar când e vorba să facem, suntem așa un pic mai departe. Și oamenii simt asta. Și vă spun foarte deschis. Nu cred că există pericol mai mare pentru PDL decât ăsta. Și cred în continuare că dacă această viziune asupra Partidului Democrat Liberal, ca un partid care nu mai este alături de Traian Băsescu, asta este viziunea care ne va duce la dezastru electoral. Dar nu vreau să fiu acum ca la Realitatea și ca la Antena 3 și să folosesc abundent cuvinte precum dezastru, apocalipsă, moarte termică, sugrumare, sufocare, comă, colaps, gaură neagră. Dar asta nu înseamnă că avertismentul meu pentru mine însuși și pentru colegi să văd, nu e foarte serios. Știu lucrul ăsta și este extrem, extrem de grav. Și eu cred că e unul din pericolele pe care ne pomenim.